N-ai mai descoperit săptămâna aceasta un tânăr pe care se numește Maxim Prepeliță și care a făcut o chestie foarte simpatică și de încurajat. E ca poți să mergi la vot, știi, asta e din nota 10, dar dacă vrei 10 cu plus, da. E ca Maxim a făcut de 10 cu plus. Deci Maxim Prepeliță este un tânăr moldovean care este stabilit de 10 ani în Italia. Acesta a creat o hartă cu toate cele 150 de secții de votare care vor fi deschise în diasporă pe 11 iulie. Maxim a pornit chestia asta de la o nevoie proprie, în primul rând să pună pe hartă secțiile de vot care vor fi deschise în Italia. El este programator de profesie și recent a început să lucreze cu hărțile, a făcut secțiile de vot din Italia pe hartă și după asta a zis: băi, dă-mi ce să mă opresc eu aici, dă-mi să le pun pe toate 150. Așa și-a făcut. Și a făcut o chestie foarte faină pe care vrem să vă recomandăm. Articolul este pe Diez, iar link-ul ăsta tot în articolul de pe Diez îl puteți găsi. Da, dar mă tin că pot să-i... Votăm oameni buni, opa, description. Opa, na, uite ce mesaj. Maxim, noi n-am văzut sloganul ăsta. Dar asta nu schimbă datele problemei în materie de ce bine ai făcut tu să faci această hartă. Și acum, dacă aveți vreo dilemă, nu știți unde să mergeți să votați pe 11 iulie. Unde, adică dacă e vedele, unde e votat? Măi, eu aș vota la Chișinău. Mie mi-ar fi plăcut să fiu la Chișinău în ziua asta. Da. E că eu caut aici dacă, în Croația dacă n-avem nimic? Să aibă unde vota domnul Căfcăliu. Nu, el aici se va retrage, da, după ce va avea loc 11 iulie.